Copiii care frecventează grădinițele din comuna Balatina sunt nespuși de bucuroși și asta deoarece de câteva zile în preajma grădinițelor au apărut noi terenuri de joacă. Echipa TV Prima astăzi a fost în vizită la două din aceste grădinițe pentru a vedea aceste terenuri. Terenurile de joacă au fost aduse în dar copiilor de către fostul premier Vlad Filat. Clădirile grădinițelor au peste jumătate de secol, iar investiții nu s-au prea efectuat în aceste clădiri în ultimii 20 de ani. Potrivit directoarei, banii nu vin la grădiniță deoarece este mică și nu se știe dacă va avea un viitor. Totuși, în prezent, instituția este frecventată de 25 de copii. Instituția nu are acces nici la apă și nici la canalizație. Încăperile se încălzesc cu sobe. Împreună cu părinții, totuși s-a reușit să se efectueze reparațiile curente a instituției. Am primit din partea domnului Filat un set de jucării pentru o cameră, pentru activități și am primit un complet de jucării pentru terenul de joc. Unii copii sunt foarte, foarte mulțumiți, au devenit mai activi în vreo câteva zile, au devenit mai îndrăzneți, mai energici și suntem foarte bucuroși, chiar și părinții sunt foarte, foarte mulțumiți. Copiii sunt foarte bucuroși că au un teren de joacă și jucării noi. Avem jucării, scringe, ne-au scos casa, au schimbat căsle, dar ne place jucării, constructuri de făcut pistol. Da, până am luat avut jucării la grădini. Da. Dar acum ați primit mai multe? Da, sunt jucării. Sunt cât de se. Ne jucăm în cameră cu jucăriile. Așa, da, dar afară îți place acum? Da. De ce îți place? Că e frumos. Ce e frumos? Ce îți place ție mai mult? Copaci înfloresc. Așa, și tu ce faci acum? Mă cătui. Mă joc. Mă joc. Da, de mult aveți jucăriile astea noi. Scrânciugă. De mult. E bun? Îți place? Da. Menționăm că grădinița din Clococenii Noi este frecventată în prezent de 25 de copii, iar jucăriile noi primite au fost o adevărată sărbătoare pentru micuți. Dacă la grădinița din Clococenii jucăriile erau în grupă expuse, la grădinița din Balatina, din lotul de jucării adus, doar câteva erau expuse. Celelalte jucării lipseau. Băi, dar aici nu văd. Dar mi-e